Eduard Novac este singurul campion paralimpic din istoria României, fost multiplu campion național și recordman de junior la patinaj viteză. Novac nu a mai ajuns la Jocurile Olimpice de iarnă după ce un tragic accident de mașină i-a curmat abrupt visul la doar 20 de ani. Atunci și-a pierdut laba piciorului drept. Ciucanul nu s-a dat bătut de soartă, s-a apucat de ciclism și în 2012 a adus României unica medalie de aur la Jocurile Paralimpice. Acum povestea emoționantă continuă. Edvard, băiatul său cel mare, reprezintă România la Olimpiada de tineret de la Baku, prima lui competiție sub steagul olimpic. Sunt foarte mândru și fericit că am ajuns la acest nivel să fii selectat printre cei mai buni ciclist român. A ajutat foarte mult la tactică și la antrenamente. Îmi doresc să fiu campion mondial și olimpic. Edvard are 15 ani. A crescut la Academia de Ciclism din Miercurea Ciuc și este unicul sportiv din Harghita, la Fote. Îi are ca idol chiar pe tatăl său și pe olandezul Mathieu van der Poel, campion mondial în titlu la cyclocross. România are în premieră la Fote și o ciclistă. Denisa speră să devină prima româncă ce merge la Jocurile Olimpice mari. Micuța sportivă trăiește pentru sportul cu pedale. La 14 ani a primit de la părinți cadou un medalion de aur cu o bicicletă. Ciclismul îl practic de aproape 3 ani. Pasiunea am luat-o de la vărul meu și legitimată sunt de 2 ani la un club. Mi-a plăcut să concurez la aproximativ toate concursurile și am prins pasiunea de a concura. Am format un criteriu de selecție de la începutul sezonului, le-am comunicat către cluburi și aceștia au fost selecționați. Nivelul în România a crescut foarte mult datorită acestui fapt că s-au introdus inclusiv de la copii foarte multe competiții. Intervine antrenamente foarte bine pregătite, cum să spun eu, structurate pentru copii și automat a crescut nivelul cadeților și al juniorilor pentru că asta face un lot, antrenează foarte mulți sportivii, capătă experiență, devin un model în pluton și atunci crește nivelul competiției.